Doamne și domnilor, încă un sens giratoriu dublu va fi inaugurat peste câteva momente în Râmnicu-Vâlcea, la intersecția străzii Libertății, în apropierea a două supermarketuri aflate aici, în imediata noastră apropiere. Este un sens giratoriu dublu care va fluidiza circulația aici în zonă, pentru că de foarte multe ori mașinile care veneau dinspre gară aveau de așteptat foarte mult până a putea face stânga sau eventual dreapta în funcție de destinația fiecarei mașini în parte. Chiar dacă vântul suflă puternic, autoritățile locale sunt prezente în zonă și vom afla tot peste câteva minute cam cât a costat această investiție administrația locală și ce alte sensuri giratorii urmează a fi construite în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Pentru VTV, Lucian Constantinescu și Andrei Petre. Acum fix 3 săptămâni de zile au început lucrările, după cum vedeți s-au terminat. Vreau să felicit constructorul, societatea Astrans, care s-a mișcat exemplar. Vreau să mulțumesc celor de la District Gaz care au fost alături de noi și ne-au ajutat cu devierea rețelei de gaze. Cei de la Apavil la fel au fost alături de noi, cei de la Electrica. Practic toți factorii implicați au fost alături de noi și am reușit să-l finalizăm într-un termen așa de scurt. Acest sens giratoriu a fost gândit în anul 2005, în momentul în care s-a făcut un schimb de terenuri cu firma Kaufland. Atunci ei s-au angajat să facă acest sens giratoriu pe cheltuiala dânșilor, noi punându-le la dispoziție un teren din fața noastră pentru parcarea automobilelor, autoturismelor, proprietatea firmei Kaufland. După cum vedeți, acum s-a făcut, a trebuit să cumpărăm o bucată destul de mare de teren, am scos anul acesta destul de mulți bani din bugetul local, însă considerăm că acest sens giratoriu fluidizează traficul în zonă și mai ales reduce riscul pericolului de accidente de la intrarea de la Kaufland și Family Center. Domnule Cătălin Oprescu, fluidizarea circulației în Râmnic este una din prioritățile Poliției Municipiului, din câte știu. Cât ajută acest sens giratoriu de aici, de la Kaufland? Da, așa cum spuneam, face legătura între zona Ostroveni, zona Nord. De asemenea, sunt și două magazine mari în zonă și traficul era destul de aglomerat. În acest sens ne-am gândit, prin amplasarea și realizarea sensului giratoriu, să eliminăm și virajul la stânga, dinspre intrările la cele două magazine, fiecare conducător auto alegându-și direcția dorită în momentul în care a intrat în sensul giratoriu.